Salutare, prieteni, și bine ați venit! Este uimitor cum, schimbând o singură literă, poți avea fie o mașină sportivă decapotabilă pentru weekend, fie o mașină perfectă pentru familie. Da, vorbim de Mazda MX-5, sportiva manevrabilă despre care am mai vorbit până acum, și Mazda CX-5, familista cu un motor diesel care ne așteaptă chiar aici. Haideți să vedem despre ce este vorba! Designul lui CX-5 este mult mai agresiv decât ar trebui să fie pe o mașină de familie. Este clar că CX-5-ul a învățat de la surioara mai mică, mult mai mică, și anume MX-5, și a luat câteva elemente de agresivitate. Pentru început, aș vrea să amintesc faptul că această capotă se prelungește un pic în față, formând aici o mică streșină deasupra farului, nu ca să-l ajute pe timp de ploaie, ci pur și simplu ca să dea un pic mai multă agresivitate. Din față arată ca și cum ar fi o lamă tăioasă, arată destul de agresiv. De asemenea, vreau să amintesc și această bucată de plastic cromată care adaugă un pic de flair și grila față neagră cu acest model care seamănă un pic sau cel puțin îmi aduce aminte de grila față de pe Mercedes cu acel model diamantat. Totuși, trebuie să recunosc, nu sunt un foarte mare fan al siglei Mazda pusă așa ca un ceas pe perete. Preferam ca pe Mazdele vechi, când era o siglă ieșită în relief pusă pe capotă. Totuși, chiar și cu acest lucru, Mazda CX-5 este o mașină mai mult decât agresivă. Te dai la o parte când o vezi în oglinda retrovizoare. Acum că am aflat că Mazda CX-5 a învățat de la surioara mai mică MX-5 cum să fie agresivă, să sperăm că nu a învățat de la ea și cum să fie practică, pentru că în MX-5 încăpeau două ghiozdane, nu mai mult de atât. Aici, în schimb, având 506 litri la dispoziție, încap mai mult de două ghiozdane, ba chiar două ghiozdane și niște echipament video pe care noi îl avem, printre care și un slider cu lățimea de 1 metru care a încăput complet pe lățime. După cum vedeți, gura de încărcare e destul de lată și aici nu există o buză înaltă aproape deloc, are, nu știu, 3 cm buza aceasta, aproape inexistentă, și pot fi încărcate foarte ușor greutăți mari în acest portbagaj. De asemenea, tot de aici putem să ne și încărcăm telefonul. O priză de 12V se află aici și avem și niște clăpițe pentru a rabata scaunele pe bucăți. Adică 1 2 3. Deci poți să și dormi în Mazda CX-5. Poate că îți place atât de mult. În ciuda faptului că stau pe locul din mijloc, unde ar trebui să fie cel mai inconfortabil, chiar și aici am loc destul. Am loc destul la cap, ba chiar foarte mult. Bine, 1,74. Am loc la genunchi, chiar dacă scaunul pasagerului este dat mult mai în spate decât scaunul meu. Dacă m-aș pune în spatele scaunului meu, aș avea mult mai mult loc. Și acum auziți un avion. Continuăm. Avem guri de ventilație pentru cei din spate. Aerul condiționat va veni și pe aici, la orice temperatură se setează din față. Dar dacă mă voi muta puțin pe locul din dreapta, pe bancheta spate, vă voi putea arăta faptul că pe această mică consolă centrală din spate există două butoane pentru scaune încălzite, pentru că da, și scaunele din spate sunt încălzite, la fel cum era și la Renault Koleos. Și dacă deschidem, putem vedea că avem aici un USB, de fapt două USB-uri, două porturi USB pentru a ne încărca telefonul. Deci și cei din spate au cam tot confortul celor din față, ca să nu mai spunem că piele albă. Bine ați revenit, anii 80! Pa!
E bine, acum suntem și la volanul Mazdei CX-5 și trebuie să spun că din prima am dat seama că este o mașină un pic mai rafinată decât era Renault Koleos. O compar cu Koleosul pentru că este ultima mașină care oarecum face parte din această clasă pe care am condus-o. Și Koleosul avea un motor diesel, era de 2.0, acesta e de 2.2, 175 de cai, acesta pe care îl conducem acum. Dacă nu mă înșel, și la Koleos erau tot 175, oricum cam pe acolo. Dar din nou, acesta e un motor de 2.2, acel era de 2.0. Cel de pe Mazda cu siguranță este un pic mai rafinat, chiar dacă este un motor diesel, nu trâncăne atât de tare cum făcea cel de pe Renault. Poate că e vorba doar de modul în care japonezii izolează habitaclul de motor, sau poate că e chiar ceva din motor, nu știu să spun acest lucru, dar cu siguranță în cabina lui CX-5, era să-i spunem X5, în cabina lui CX-5 este un pic mai relaxant să conduci. Și acum că tot suntem la capitolul motor, să vorbim puțin despre ce tren de rulare avem aici. După cum spuneam, un motor diesel de 2,2 litri, ce dezvoltă 175 de cai. Avem o cutie automată în 6 rapoarte, care, ce pot să spun, își face treaba în oraș mai mult decât e nevoie. Exact cum te-ai aștepta de la o cutie din această clasă. Ba chiar aș putea spune că este un pic mai fâșneață această cutie decât cea de pe Koleos, care la trepte joase, ca treapta întâi spre exemplu, când accelerai avea nevoie de o milisecundă de gândire, dar acea milisecundă era de ajuns încât să te temi un pic, mai ales când, nu știu, faci stânga într-o intersecție și vin alți șoferi spre tine. Acea milisecundă de gândire te speria puțin. Aici, parcă acea milisecundă e diminuată și mai mult spre deloc, mașina pleacă un pic mai repede. Acum că ne-am oprit la semafor, auziți sistemul Start-Stop sau I-Stop, după cum se numește la Mazda, a intrat în funcțiune, astfel că motorul a tăcut din gură. Și acest sistem, ia, facem o plecare. Mi se pare că plecarea este mult mai lină la Mazda decât era la Renault. Poate că e o chestie de din cutia de viteze, nu știu exact, dar plecarea în Mazda este un pic mai lină decât era în Renault. Revenind, că eram la sistemul Start-Stop, care desigur ne ajută să consumăm cât mai puțin combustibil. Și că tot veni vorba de consum, Mazda CX-5, în care mă aflu eu acum, a fost condusă de mine în mare parte în oraș. Am făcut ieri un drum ce-i drept în afara Bucureștiului, dar nu am mers pe autostradă, dar am mers la viteze mari, 80-100 în mod constant. Și acum din nou am mers în mare parte prin oraș, avem aerul condiționat pornit și ieri l-am avut pentru că e foarte cald în București. Deci, să zicem, cele mai nasoale condiții le-a întâmpinat această mașină. Și eu cred că le-a dovedit cu bine, pentru că acum consumul este la 7,7 litri la 100 de kilometri. Cei drept, CX-5-ul are o masă de 1500, aproximativ 1600 de tone. Cu siguranță este mai, cum să zicem, fâșneață decât Koleosul. Koleosul cu siguranță avea mai multe tone, nu mai țin minte exact, dar cred că avea mai multe, că avea chiar 1700 de tone. Și culmea, Koleosul, având motorul de 2 litri, avea un cuplu de 380 Nm. Mazda, având un motor de 2.2, are un cuplu de 420 de Nm. Și poate că și lucrul ăsta ajută la plecarea de pe loc, și nu mă refer că neapărat că pleci repede, dar pleacă lin, pentru că mașina are de unde să aleagă din cuplu, ca să zicem așa. Poate că la Koleos mașina e un pic prea mare pentru motor și de aceea se chinuie puțin la plecare. În rest, aici totul este super în regulă. După cum spuneam, suntem recunoscători pentru aerul condiționat pe o asemenea vreme călduroasă în București. Sunt 33 de grade Celsius, mi-arată termometrul mașinii. Nu știu cât de bun este acest termometru, dar 33 de grade cu siguranță sunt. Cel puțin 33. Acum, nu mai auziți, chiar dacă suntem pe loc, sistemul Start-Stop a ieșit din funcțiune pentru că am pornit aerul condiționat și l-am dat mai tare și mașina are nevoie de motor pentru a
folosi aerul, compresorul de aer condiționat. Și acum trecem peste niște linii de tramvai care nu sunt, bine, n-au fost nici cele mai mari dâmburi din lume. O să iau o groapă un pic mai mare acum, ia să vedem. Asta a fost un canal și încă unul. Trebuie să recunosc că din, continuând comparativul cu Coleosul, și dacă mă duc bine aminte, și în Seat Ateca era tot cam la fel. Confortul în oraș este mai mult decât în regulă. Este exact cum te-ai aștepta. Ia, linii de tramvai. N-a fost așa grav. Chiar n-a fost așa de grav. Se poate mult mai rău. După cum spuneam, comparând această mașină cu Ateca și cu Coleosul, trebuie să recunosc că da, confortul este la el acasă și în această mașină și așa și trebuie să fie, pentru că este un automobil făcut pentru familist, pentru o navetă, să zicem, pentru mers în oraș în mod constant, pentru consum mic, pentru practicalitate mare și cred că aici, cu siguranță, CX-5-ul se va, cum să zic, achita cu bine de aceste sarcini. Acum, și CX-5-ul, precum și Ateca, precum și Coleos, are tracțiune integrală. Nu voi face off-road cu această mașină, vă dați seama, dar așa, din cât am fost nevoit să pun la muncă această mașină, peste niște borduri mai nasoale, peste niște drumuri de țară cu pietriș, pentru că ieri, după cum vă spuneam, am ieșit puțin din București și am ajuns pe niște drumuri de țară cu foarte mult pietriș. Și pietrișul, pentru că e foarte sfărâmicios și se dislocă foarte repede, este un inamic mult mai mare pentru mașinile cu tracțiune integrală decât ai putea crede. Chiar și așa, CX-5-ul nu a avut nicio problemă în a urca o mică pantă, nu cu o înclinație foarte mare, să zicem 15 grade, nu avea o înclinație foarte mare panta aceea. De fapt, rampă. Traficul din București. De fapt, rampă, cred că rampa e aceea în ridicare, nu panta e în coborâre, da. A urcat o rampă cu o înclinație de 15 grade fără nicio problemă, chiar dacă era, se disloca foarte ușor pietrișul, nu a fost nicio problemă. Deci, pentru lucruri, să zicem, uzuale, să zicem, drum la țară, drum la munte, iarna, cu siguranță CX-5-ul nu va dezamăgi cu sistemul său de tracțiune integrală. Și că tot suntem la sisteme și tehnologie, trebuie să vorbim despre sistemele de siguranță care se află în această mașină, pentru că avem o grămadă de lucruri obișnuite, dar care până acum ceva vreme nu prea erau obișnuite pe mașinile din această grupă, să zicem, din această clasă. Avem Lane Departure Assist, dacă depășim banda fără să semnalizăm, începe să dârdie volanul. Avem senzor de parcare și avem cruise control, desigur, dar avem și un lucru foarte, foarte practic pentru oraș. Front Collision Assist. Deci, dacă eu mă apropii de mașina din față destul de vertiginos și nu dau semne că aș vrea să pun frână, mașina inițial va, bine, în primul rând va da un semnal sonor, va țiui. Acum țiuie pentru că am o mașină în unghiul mort și avem, desigur, și Blind Spot Assist. Dar cum spuneam, dacă mă apropii vertiginos de mașina din față, mașina va țiui să-mi spună, vezi că în față e o mașină, nu mai da înainte. Va țiui, îmi va arăta, pentru că există un display în față pe care doar eu îl văd, un virtual display. Îmi va arăta pe virtual display, frânează, va scrie mare cu roșu, brake. Dacă eu tot nu voi frâna, va frâna ea singură. Dar odată ce a apărut acel martor cu brake, dacă eu voi frâna chiar și puțin, pedala se va duce mai mult, aceasta se numește frânarea asistată. Chiar dacă eu frânez puțin, mașina va frâna și mai mult, pentru că ea știe că pericolul este pe cale să se întâmple. Nu neapărat iminent, dar e pe cale să se întâmple. O groapă mare. N-a fost chiar atât de grav. Putea să fie mult mai rău. Nu pot să spun că mi-a rupt șira spinării. Și nu pot să spun că mi-a rupt șira spinării, nu neapărat doar din cauza suspensiei, ci și din cauza sau datorită acestor scaune care sunt super confortabile. Varianta noastră are piele albă, după cum spuneam, bine ați revenit, anii 80, dar confortul este cu siguranță asigurat, cu siguranță aici, în această mașină, cam
ca la toate mașinile din această clasă. Nu pot să spun că, că CX-5-ul este cu ceva mai prejos față de Koleos sau Ateca. Totuși, dacă mă întrebați pe mine de ce aș merge pentru CX-5, în primul rând pentru că îmi place designul, mi se pare că este o mașină absolut superbă. Cei drept și Koleosul și Ateca au acest plus și ele arată foarte, foarte bine, dar parcă CX-5-ul are ceva un pic mai special, nu știu. Ori nu mă așteptam eu să fie atât de bine, sincer, mă așteptam ca CX-5-ul să fie doar un CX-3 un pic mai mare, dar elementele de design din grila față, cel puțin, se pare foarte bine CX-5-ul de CX-3. Și nu doar dimensiunile, după cum spuneam, sunt elemente de design ale grilei față care sunt foarte bine puse la punct pe această mașină. Deci, cred că ăsta e un punct important pentru această mașină. Ce auziți acum e un senzor de parcare care îmi spune că sunt un pic cam aproape de domnul din față. Din nou, practic pentru oraș. Cam tot ce face mașina asta este practic pentru oraș. Bine, prețul este similar cu al Koleosului. Prețul mașinii noastre este de 36.800 de euro. Compar cu Koleosul, care era 37.500, ceva de genul ăsta. Ce nu are Mazda față de Koleos, nu are scaune cu ventilație. Koleosul avea și ventilație în scaune, Mazda are doar încălzire în scaune. Și Mazda și Koleosul aveau încălzire și în scaunele din față și în scaunele din spate. Volan încălzit avem și aici și avem și dincolo. Doar că, după cum spuneam, la Renault aveam și scaunele ventilate, care pe o zi călduroasă ca asta erau super practice. Chiar și așa, pielea aceasta albă nu pot să spun că se încălzește atât de tare. Se încălzește pentru că e piele, dar nu chiar atât de tare. După cum spuneam, prețul este similar. Mazda vine cam, este cam cu 1000 de euro mai ieftină decât Koleos, dar mai e și, mai sunt două lucruri care trebuie luate în considerare. Unul, fiabilitatea producătorului, fie că e Mazda, fie că e Renault, depinde în ce ai tu mai multă încredere. Și mai e și vorba de un al doilea lucru foarte important, deprecierea. Pentru că știm cu toții, chiar dacă în ultima vreme francezii fac mașini foarte bune, ele tot se depreciază extrem de repede. Poate dacă tu ca și cumpărător ai alege Mazda și nu Renault, s-ar putea să ai mai mult noroc la revânzare. În rest, după cum spuneam, toate chestiile se află aici. Sistemul de infotainment este acela pe care l-am tot folosit până acum pe toate Mazdele, care are și touchscreen și funcționează exact cum te-ai aștepta. Avem de unde să-l controlăm și de aici, similar iDrive-ului, desigur. E un sistem pe care Mazda îl folosește de destul de multă vreme. După cum spuneam, o mașină confortabilă, o mașină pentru oraș, cât mai ușor de folosit totul. Avem și auto hold, așa că acum pot să iau piciorul de pe frână și mașina nu pleacă, chiar dacă suntem în drive. Și acum, dacă apăs pe accelerație, vom pleca. Prin urmare, făcând o sinteză la tot ceea ce am vorbit și încheind, o mașină confortabilă, cu adevărat o mașină pentru un familist, sunt absolut sigur de asta. Nu văd ce ai putea să vrei mai mult la această mașină și având în vedere că este cu 1000 de euro mai ieftină decât Koleosul, poate că, ce drept, Koleosul avea un pic mai mult spațiu în spate, dar nici în Mazda nu este puțin spațiu, ca să zic așa, e loc și aici. Pentru 1000 de euro în plus, nu știu, totul rămâne la alegerea voastră, a cumpărătorilor, e și o chestie subiectivă. Acum, e o chestie subiectivă la mine, pentru că eu sunt foarte mare fan al mașinilor japoneze. Așa că dacă ar fi după mine, eu aș merge cu Mazda. Plus că motorul de 2.2, după cum spuneam, are un pic mai mult cuplu și parcă și mașina e un pic mai ușoară și e un pic mai agilă decât Koleos. Un pic mai agilă. În rest, nu ai cum să greșești cu nici una dintre mașinile amintite mai sus. După cum spuneam, toate au tracțiune integrală, n-ai cum să greșești. Prieteni, cam acesta a fost review-ul nostru pentru noua Mazda CX-5. Ce să vă mai zic? În concluzie, Mazda CX-5, da sau nu? Da. Ce să mai? Normal că da. După cum spuneam, poți să ai garajul perfect schimbând o singură literă. Mazda CX-5 pentru, nu știu, în timpul săptămânii pentru mers la muncă și Mazda MX-5 pentru weekend. Am schimbat o literă, am un garaj perfect. Asta a fost review-ul, nu o mai lălăi.
ce să vă zic, dacă v-a plăcut videoul nostru, dați-ne un like. Dacă nu, e un buton și pentru asta. Și dacă vreți să vedeți și alte astfel de review-uri, Mazda, Renault, orice alți producători mai vin în familia eBlog Auto, atunci abonați-vă pentru că mai avem review-uri pregătite pentru voi. Deocamdată ne vedem pe eBlog Auto. La revedere!